să vedem și ce ne este Raw Kebab. Raw Kebab este un proiect cu care lucrăm deja două luni și în contextul dat noi avem obiectivul să ridicăm vânzările prin vizibilitatea brandului pe regiunea Soroca. Deci este un local care are un kebab sănătos, procesul de preparare este unul specific, proprietarii nu adaugă cartofi, fac un sos special, carnea se prepară după o tehnologie secretă internă. Respectiv, sunt anumite vânzări, însă trebuie de 1. De stabilizat comunicarea în online, 2. De ridicat vânzările. De aceea, ce am făcut noi, am început să analizăm canalele de comunicare. Foarte mulți oameni, primul lucru ce fac, ei vor să fie în Facebook și Instagram. Și asta este corect, de o parte. Însă, vreau să vă spun că în marketing există și canale alternative. Spre exemplu, unul dintre canalele alternative pentru Raw Kebab, care noi le-am propus și le integrăm deja în câteva iterații, este event marketingul. Este posibilitatea de a participa la evenimente sau de a organiza evenimente. De aceea, luna trecută am organizat o expoziție și o participare la evenimentul Festivalul Mărului, care a fost la Soroca, după care a urmat Halloween-ul și specific este că noi nu doar prin marketing am lucrat, dar s-a creat și produs. Am creat pe Festivalul Mărului kebab cu măr, la Halloween a fost kebab cu bostan, dar asta nu este un produs care noi l-am integrat în proces și să-l vinem, dar ca motiv de a atrage atenția, ca motiv de a sublinia scopul de ce n-am ieșit în online. Ceea ce eu cred din partea audienței o emoție destul de pozitivă și probabil voi, dacă sunteți din Soroca, ați văzut aceste campanii. La nivel strategic, câteva obiective am setat și practic o să regăsiți la foarte multe proiecte acești pași prin care eu cred că trebuie să treacă un brand și eu mă refer aici la un lucru foarte simplu. Marketingul la voi, el trebuie să fie calibrat la 3 puncte foarte importante. Timp, oameni, bani. Nu creați marketing care nu o să puteți să-l duceți. Nu creați marketing care nu o să facă efect din cauza că creați la turații foarte mici, dar așteptările sunt foarte mari. Deci aia, cu siguranță, stabilizarea contentului, diversificarea canalelor, pentru Raw Kebab noi o să integrăm și canale cum avem aici un canal, mi-o sărit din cap, TripAdvisor, exact, TripAdvisor. Este o rețea socială pe direcția de food, probabil cunoașteți, și scopul meu mare în acest proiect este că atunci când vă vedeți merge în Soroca, neapărat să treceți pe la kebabărie. Cu siguranță aveți așa localuri care când mergeți undeva, neapărat vreți să le vizitați. Mai ales că Raw Kebab o să suporte în scurt timp un rebranding și le vom transforma din kebabărie, companie care face kebab, în companie locală care face mâncare sănătoasă. Fast food, dar sănătos. Cu mai multe poziții pentru copii, mămici și toți cei care le place să mănânce gustos. Așa că marketingul în această industrie va avea rol să facă vizibilitatea ofertelor și în regiunea Soroca plus 50 km o să lucrăm cu publicitate pe vizibilitate. Al doilea moment, să participăm la evenimente și să creăm motive ca presa, oamenii să reacționeze în contextul dat și desigur că tot asta trebuie să fie calibrat la perioada socioeconomică, la posibilitățile companiei și la must-have-ul care trebuie să fie, adică rețele sociale împachetate, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și TripAdvisor pentru acest canal. Așa că, cu mai multe detalii, sper să revin în următoarele luni cum evoluează acest proiect, iar mâine o să discutăm o altă nișă, probabil cu mai multe cifre. Aici proiectul este doar la început, deci am pornit conceptual în direcția dată. Dacă a fost relevant, acum tamam e timpul să puneți focușoare, să-mi dați un feedback și sper mult că inserțiile mele o să fie utile. Le voi testa vreo 30, 40, 50, 60 de zile până trecem toți clienții și dacă o să prindă, cu drag, acest canal, talozan.md, poate să vă șoruiască din site-uri interesante și sharing de experiență ce facem noi cu clienții noștri. Iar ei sunt mulți și instrumente foarte mulți și provocări foarte interesante avem în marketing. Spor la muncă, like-uri, share-uri, vânzări, la toată lumea.